Mulțumesc, doamne ministru, vă mulțumesc că am avut ocazia să fiu oaspetele dumneavoastră astăzi aici, cu ocazia predării ștafetei președinției la Consiliul Uniunii Europene la 31 decembrie, respectiv la 1 ianuarie, se va întâmpla acest lucru și putem să facem acest lucru deja de pe acum în mod formal. Pe parcursul președinției noastre am depus eforturi deosebite. Am reușit să organizăm foarte multe trialoguri. Au fost abordate multe tematici, am reușit să obținem compromisuri, a fost o colaborare intensă și președinția a fost una de succes. Vrem să dorim toate cele bune președinției române și îi dorim să continue munca începută de noi. Vorbim aici despre Brexit, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, negocierile în ceea ce privește cadrul financiar multianual și sperăm că și subiectele importante, prioritățile inițiate de Bulgaria și de noi, de exemplu accentul pus pe Balcanii de Vest, vor fi continuate. De asemenea, avem posibilitatea în discuțiile noastre să discutăm despre grijile noastre în ceea ce privește statul de drept și abordarea investitorilor internaționali. Sperăm că și în ceea ce privește aceste domenii tematice vom reuși să avem un schimb bun și să rămânem în relații la fel de bune. Există parteneriate strânse la multe niveluri între Austria și România. Vă mulțumesc pentru schimbul de opinii de astăzi și m-aș bucura ca această cooperare bilaterală să continue, mai ales dacă putem să lucrăm în interesul nostru comun al Uniunii Europene. Vă doresc încă de pe acum mult succes cu președinția Consiliului Uniunii Europene.